Țările OPEC Plus au decis să reducă și mai mult producția de petrol în primul trimestru al anului viitor, cu peste 2 milioane de barili pe zi. În același timp, Arabia Saudită își va prelungi reducerea voluntară cu 1 milion de barili, în timp ce Rusia va reduce producția cu 500.000 de barili. Cele două țări și-au redus volumele de producție de petrol încă din vară. În pofida anunțului alianței, prețurile pentru aurul negru continuă să scadă. Reducerea ofertei nu a fost atât de mare pe cât se așteptau analiștii. Deși OPEC Plus face tot posibilul să împingă prețurile petrolului în sus, acestea sunt menținute la un nivel scăzut, în mare parte din cauza previziunilor economice nefavorabile pentru SUA și China. În plus, Washingtonul a închis recent ochii la creșterea exporturilor de petrol sancționate din Venezuela și Iran. În prezent, OPEC Plus, care controlează 40% din producția mondială de petrol, include 23 de țări. La 1 decembrie, Brazilia li se va alătura.